Membrii Clubului de Teatru Valah au avut recent prima premieră, după ce mai bine de 5 luni au lucrat la punerea în scenă a piesei lui Todor Mazilu. Don Juan moare ca toți ceilalți. Succesul înregistrat de tânăra trupă l-a determinat pentru următorul clubului să organizeze o preselecție pentru a aduce pe scenă noi actori amatori. Este o nouă preselecție, ne-a mărit trupa. Don Juan a fost un real succes. Nu așteptam chiar atât de mult, mă așteptam un 9, dar se pare că am mers spre 10. Și atunci avem nevoie de noi membri pentru a pune noi spectacole. Noile spectacole sunt deocamdată doar proiecte. Vom stabili în cursul săptămânii viitoare și în funcție de numărul de actori noi care au venit și de potențialul acestora. Astăzi seară tinerii care au contribuit la prima premieră a clubului sunt invitați în cadrul emisiunii Giurgiu înainte de toate la o dezbatere despre pasiunea care îi leagă pe toți, teatrul. Alături de ei va fi în platou și folkistul Tică Lumânare, cel care mâine seară va concerta la Giurgiu în al 5-lea final de lună consecutiv. Între înger și drac, nu mai știu ce să fac, să ucid sau să iert, să înjur sau să tac. Gândul este incert, în ocean sau deșert, să alerg sau să zac. Între înger și drac, între înger și drac, nu mai știu ce să fac, să ucid sau să iert, să înjur sau să tac. Gândul este incert, în ocean sau deșert, să alerg sau să zac. Între înger și drac.